O captură impresionantă de heroină transportată de două persoane a fost descoperită de procurorii DIGOT în municipiul Giurgiu. Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism au dispus reținerea pentru o perioadă de 24 de ore a celor doi pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic internațional de droguri de mare risc și instigare la trafic de droguri de mare risc. Potrivit procurorilor, drogurile erau aduse din Bulgaria și aveau ca destinație Germania. Cantitatea de heroină depistată de procurorii DIGOT este de 17 kg și 600 de grame. Valoarea acesteia pe piața drogurilor este de aproximativ 1 milion de euro. Procurorii DIGOT au descoperit drogurile în caroseria mașinii, fiind ambalate în 44 de pachete de diferite forme. Acțiunea a fost efectuată împreună cu ofițeri de poliție din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, Serviciul Antidrog. Suportul tehnic și informativ a fost asigurat de către Serviciul Român de Informații, suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcția Operațiuni Speciale, acțiunea a fost efectuată cu sprijinul polițiștilor de frontieră din cadrul punctului de trecere al frontierei Giurgiu.